spun, uite că mi-am băgat așa puțin urechile în interviu anterior și am auzit de o lună în Tenerife. Eu vreau să te întreb dacă cu toate aceste plecări România încă rămâne pe primul loc la locuit sau ai zice, parcă m-aș duce altundeva? Sincer, parcă m-aș duce altundeva. Într-o țară unde calitatea vieții e mai bună. Pentru că trăim într-o țară frumoasă, cu oameni frumoși, însă, din păcate, calitatea vieții nu e deloc ceea ce trebuie. Ce ai schimba la viața ta, totuși, dacă te-ai muta? Păi aș schimba multe. M-aș muta într-o țară unde, de exemplu, femeia ar fi mai respectată decât în România. Unde aș avea siguranța că există un sistem care funcționează, unde aș avea siguranța că indiferent de probleme, pentru că probleme sunt peste tot, aș avea un suport în spate, niște legi care mă ajută. Ți se pare că ai zis de femeia că nu e așa respectată, ți se pare că în relațiile amoroase, adică ai avut o vreo experiență de genul în care ai simțit, măi, nu sunt respectată, plec? Da. Da, da, am avut și chiar în tinerețe am avut relații în care am suportat anumite lucruri pe care nu trebuia să le suport. Însă cu experiența de viață și cu cititul, cu informația care acum e foarte ușor de accesat, mi-am dat seama că sunt anumite lucruri pe care nu trebuie, peste care nu trebuie să treci. Sigur că într-o relație cumva trebuie să ajungi undeva la mijloc dacă vrei să fie o relație pe termen lung. Însă există anumite red flags-uri pe care trebuie să le ignori. Uite că tu ai trecut și ai dat și un mesaj în ultima vreme, te-ai simțit în urma unor dezvăluiri făcute la Cătălin puțin atacată de oameni, știu foarte bine asta. Cum ți se pare? Nu vreau să reiau că tu ai dezvăluit relația, dar ți se pare că oricum nu aveau de ce să se bage până la urmă în treaba voastră? Nu, și mi se pare că oricum, până la urma urmei, e viața privată a fiecăruia și cu toții, indiferent dacă suntem persoane publice sau nu, avem dreptul la intimitatea noastră. În egală măsură, adică îmi dau seama că trebuie să-mi asum și anumite lucruri, fiind persoană cunoscută. Deci, în general, eu zic că m-am descurcat destul de bine. Ai ținut și un secret foarte mult timp. Da. Nici mi se pare mare bază, adică chiar n-am înțeles foarte exact de ce s-a încălzit lumea așa de tare. Foarte wow e că n-a aflat nimeni, știi, probabil de asta, că a fost un ascuns atât de bine făcut încât nu a știut nimeni. Păi eu cred că suntem așa un picuț ipocriți, pentru că cei care trăim în mediul ăsta de showbiz și de persoane cunoscute și de vedete știm foarte bine că dacă ne dorim cu adevărat să ținem ceva secret, putem. Atât te mai întreb și termin cu acest subiect, dacă v-ați sunat după ce tu ai dezvăluit asta, nu? Nu ne-am sunat, nu. Ne respectăm, ne cunoaștem, dar nu avem o prietenie apropiată.